Unii șoferi continuă să urce în stare de ebrietate la volan, în pofida faptului că legislația a fost înăsprită. Oamenii legii anunță că au identificat 3 bărbați care au condus băuți mijloacele de transport. Cazurile au fost înregistrate în raionul Căușeni. În satul Plopștiubei, un bărbat de 38 de ani a fost oprit de oamenii legii în timp ce conducea haotic mașina în care se afla. În urma testării, aparatul Dragger a arătat o concentrație de alcool în aerul expirat de 0,99 de miligrame pe litru, de aproape 7 ori mai mult decât norma admisă. Iar în Hagimus, un bărbat a fost prins beat criță conducând o motocicletă. Un alt motociclist în stare de ebrietate a fost depistat în Cârnățenii Noi. Acesta conducea neuniform și cu viteză. O să efectuăm o șflare. Nu trebuie că eu am alcool. Da, 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 eu atât ajunge, dați să vedem rezultatul dumneavoastră. 0,99. Potrivit legislației, cei 3 șoferi riscă amendă de până la 125.000 de lei sau închisoare de până la 3 ani, în toate cazurile fiind prevăzută anularea permisului de conducere.